Ești o persoană sensibilă, dotată cu o abilitate incredibilă de a înțelege slăbiciunile umane. Apărătoare faptelor bune și idealurilor înalte, nu ți este frică să te lupți pentru ceea ce crezi. Apărându-ți interesele, îți amintești de cei care nu se pot proteja. Nu recunoști limitările care descurajează oamenii să-și atingă obiectivele. Combini minunat arta, spiritualitatea și materialismul, datorită cărora poți fi numită o persoană universală. Tu te pronunți ferm pentru justiție și te lupți nu numai pentru interesele tale, ci și pentru drepturile celor mai puțin norocoși. Foarte adesea, ideile care stau la baza ta sunt prea ferme și în mod clar înaintea timpului lor. Tu ești pregătită să spui capul pentru credințele tale, dar totuși în inima ta ești mai tradiționalistă decât radicalii, așa că încerci să-ți aplici experiența și cunoștințele profunde în primul rând în situația actuală. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: dorința de independență, de energie, de deschidere, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru ambiție. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, lipsa de har. Ai o personalitate extrem de complexă și universală, combinând spiritualitatea și arta, subtilitatea, empatia, adică o înțelegere instinctivă a celorlalți, starea lor de spirit și dorințele, materialismul și practicul. Tu aperi aproape întotdeauna idealuri nobile. Ești mereu pe partea celor slabi și nu te temi să te lupți atât pentru tine, cât și pentru ei. Pentru tine nu există frontiere sau bariere în calea scopului dorit. Totul este posibil, este principiul tău. Tu ești conștientă de ceea ce ești și de imaginea ta adevărată, dar evaluarea adecvată a celor din jurul tău nu este mai puțin importantă pentru tine. Acesta este motivul pentru care este aproape imposibil să fii văzută cum te înșeli în public. Extrem de precaută, abordezi relațiile de afaceri încercând să te prezinți colegilor sau partenerilor într-un mod foarte decent. Din partea celor dragi, tu te aștepți nu numai la dragoste, ci și la respect. Universul ți-a hărăzit să porți sigiliul nobleții și măreției. Dacă această aură este brusc distrusă, tu suferi profund și nu te oprești de la nimic în dorința ta de a o reface. Cu toate acestea, în această perioadă de suferință insuportabilă, te poți scufunda într-o depresie groaznică și va dura mult timp înainte ca energia pierdută, necesară pentru activitatea ulterioară, să se poată recupera. Ești devotată, iar instinctele tale de protector se aplică nu numai prietenilor și familiei, ci și colegilor și clienților. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă să nu mergi prea departe în dorința ta de a proteja pe toată lumea. Toată lumea trebuie să ducă bătălia și să aibă șansa de a câștiga. Este posibil să ai o afecțiune profundă pentru unul dintre părinții tăi, pe baza apropierii spirituale,
De obicei aceasta se referă la relația dintre tine și părintele de sex opus. În acest caz devii foarte dependentă de sprijinul moral și de aprobarea părintelui iubit. Este cel care pare a fi idealul tău și, privindu-l, îți formează o idee despre moralitate și stil de comportament în societate. De aceea este atât de important ca toate problemele care pot apărea pe această bază și relațiile cu părinții tăi iubiți să nu fie atât de simple, să fie rezolvate încă din tinerețe și rezolvate astfel încât să-ți poți trăi viața și să nu experimentezi dependența psihologică de părinți. Cele mai grave dureri sunt o constrângere în manifestarea sentimentelor. Dacă dragostea și tandrețea sunt inițial suprimate într-un corp tânăr, te înfurii pe întreaga lume, te vei simți victima loviturilor soartei. Dacă nimic nu interferează cu eliberarea emoțiilor, energia pozitivă care s-a născut în tine este cu adevărat nelimitată. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, pasiune, noblețe, întreprindere, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 18 aprilie soarta ta? Tu ești un campion înflăcărat al justiției și o aperi în toate situațiile, nu numai în interesele tale, ci și în apărarea altora jigniți și oprimați. Uneori, opiniile tale despre lume sunt prea extraordinare și nu se încadrează în vederile tradiționale ale altora. Tu ești gata să-ți aperi credințele până la ultima picătură de sânge, deși ești destul de realistă pentru a-ți aplica cunoștințele și abilitățile în viața modernă. Tu ești conștientă de prețul propriilor tale talente și al aspectului tău extern cu care natura te-a înzestrat. Cu toate acestea, aprobarea celorlalți și recunoașterea meritelor tale este foarte importantă pentru tine. Prin urmare, în public te comporți cu reținere extremă, controlând fiecare pas pe care îl faci și urmărindu-ți cu atenție cuvintele și acțiunile. În relațiile cu colegii și partenerii, tu încerci să arăți cât mai bine, încercând să te prezinți în cea mai bună lumină. Din partea membrilor familiei tale, dorești să vezi nu numai manifestările sentimentelor lor, ci și recunoașterea meritelor tale și aprecierea înaltă a calităților tale spirituale și fizice. Pentru tine reputația și poziția ta în societate sunt foarte importante. Dacă umbra îndoielii cade pe imaginea pură și nobilă creată de tine, îți vei da ultima putere, încercând să restabilești vechea imagine. Cu toate acestea, aceasta îți consumă multă forță mentală și ieșirea din statutul oprimat îți ia multă timp. Ai tendința să oferi asistență tuturor celor care au nevoie, nu numai rudelor tale, ci și angajaților și străinilor. Dar, uneori trebuie să dai oamenilor șansa de a se proteja, va fi mai bine pentru ei. Ești foarte îngrijorată în sentimente, nu ești organic capabilă de manifestări externe. Aceste lucruri poate duce la izolare și la o secretomanie excesivă. Tu poți acumula în suflet resentimentul vieții și te poți simți nemulțumită, ocolită. Dacă totuși vei da o ieșire liberă emoțiilor, personalitatea ta se va dezvolta armonios, va radia energia pozitivă. Dragoste și compatibilitate. Sentimentalismul este caracteristic pentru tine, din cauza căruia te crezi sinceră în visele tale romantice. În dragoste, ești atât de idealistă și de credincioasă încât poți să sacrifici totul pentru iubitul tău. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare,
deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor Pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu întotdeauna și peste tot, ești apărătoarea celor slabi și dezavantajați, lupți pentru justiție. Adesea tu aperi idei noi pe care majoritatea nu sunt încă gata să le accepte. Pentru principiile tale, ești gata să-ți sacrifici chiar și viața. Dar tradițiile pentru tine sunt departe de un sunet gol, în anumite circumstanțe ești gata să le protejezi și să le aperi. În sine, tu nu trăiești deloc în viitor, după cum se pot gândi alții. În primul rând, tu te gândești la prezent. Pentru tine o evaluare din exterior este foarte importantă. În comunicarea de afaceri, ești foarte îngrijorată de imaginea ta, încercând să gândești totul și să planifici înainte, astfel încât nimeni să nu te poată ridiculiza. Respectul este un punct de risc pentru tine chiar și în relațiile personale. Doar dragostea nu este suficientă pentru tine, tu te aștepți de asemenea la respect. Ceva în legătura cu tine îmi amintește pe cavalerii de vremuri vechi, ești atât de nobilă și echitabilă, ca și aristocrații din vechile legende frumoase. Dacă cineva are brusc o idee diferită despre tine, ești întotdeauna foarte supărată și nu renunți la încercarea de a rectifica situația corectând opinia altcuiva despre tine însăți. Adesea, în acest moment, intri într-o depresie foarte severă, de unde trebuie să pleci mai multă de o zi. Poți fi un bun avocat, un bun apărător al drepturilor și libertăților omului, sănătate și boli. Îngrijirea unui echilibru sănătos între dezvoltarea fizică și intelectuală ar trebui să fie o prioritate pentru tine. Din moment ce încărcarea ta energetică este mare și nu este ușor pentru minte să țină pasul cu activitatea fizică furioasă, este nevoie de antrenament. Pentru a menține sănătatea, este de dorit să îți organizezi viața astfel încât energia să se îndrepte spre un curs constructiv și să nu fie risipită pe fantezii inutile. Aceeași cerință se aplică dietei, o dietă regulată și echilibrată va fi benefică corpului tău cu siguranță. Dacă nu ți limitezi energia sălbatică, riști să devii victima tâlhărilor și accidentelor, caz în care capul și fața vor fi obiectele de rănire în primul rând. Un exercițiu ușor, dar destul de regulat, te va ajuta la ameliorarea stresului din viața profesională. Soarta și norocul. Universul a decis să te naști hotărâtă, înzestrată cu abilități creative și cu o imaginație bogată. Prin perseverența și hotărârea ta, poți obține multe dacă îți folosești talentele și energia într-o direcție favorabilă. Ești curajoasă, neînfricată, poți să-ți asumi riscuri, să nu-ți pierzi capul, toate acțiunile tale sunt rezonabile. Ești bună și într-un moment dificil vei veni în ajutor, nu trebuie să ți se ceară acest lucru, tu însă-ți înțelegi și simți totul, întotdeauna susții și ajuți. Ești însoțită de succes în afaceri și în carieră, îți trăiești în mod adecvat viața. Munca ta grea, perseverenta și abilitățile îți vor oferi o viață minunată dacă nu ești leneșă. Sfaturi pentru tine. Nu este nevoie să te grăbești spre toate problemele care pot exista doar în imaginația ta. Uneori nu este nevoie de ajutorul tău, nu o face decât celor care o cer. Nu cere prea mult celorlalți. Fii realistă și înțelege așa cum sunt, pentru că un adult nu poate fi reformat. Nu fii prea defensivă. Nu fii nerăbdătoare să finalizezi anumite lucruri. Fii mai relaxată și mai încrezătoare. Fii mai îngăduitoare cu ceilalți. În cazul în care aceștia nu te deranjează cu nimic, lasă-i pur și simplu în pace. Stăpânește-ți mânia. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta.
Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.